Rămâi dreapta, foarte mult. Serios? Foarte mult. Și încerc să înțeleg din regulile. De exemplu, ESU pentru voi. Cum să alege punctul din care se execută lovitoarea pe deasă? Pe linia unde ai marcat, dacă ai marcat pe colț, cum ai întrebat mai devreme. Și distanța? 20 de metri mic. 20 de metri este... Normal poți da aici din 5 metri, dacă cât ai distanța mai mare, cu atât ai unghiul mai mare. Aha. Înțelegi? De exemplu, dacă am marcat acolo pe colț, n-am cum să dau din 5 metri, că n-am unghiul ca să ajung la bețe. Am înțeles, tu distanța, dar distanța, zona trebuie să fie normal, unde exact, marcat. Dar distanța clasică este minim linia de 20 de metri. Acolo e unghiul. Sunt unii care au forță care le permit să își ia unghiul și de 30 de metri. Dar acolo, dacă sunt 30 de metri, până acolo pe diagonală, sunt mai mult de 30 de metri. Da, 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 normal, sunt normal. Undeva la 40-40 ceva de metri de acolo, știi? Dar normal așa, dacă se înscrie pe colț, să zicem acolo, pe acolo, linia de 22, exact, până și să ții punctul de repede. Tu... Că tu poți dai de acolo de pe 10 metri, dar n-ai unghi, da, n-ai unghi ca să ți-l faci. Ia, ia-o pasul. Deci pe interior, trebuie așa fel încât, uite, când te duci, am făcut 3 pași, piciorul ăsta îți rămâne aici. Să mingea, sub ea acolo. Uite aici. Deci exact ăsta, uite, eu o să dau ușor acolo. Să dau. Mai de... încearcă să ți o pui, încearcă să așa. Dar încearcă să o pui, deci drept unde e bățul, da, că tu da. Trebuie să uiți când ți o pui. Da? Exact. Da, ia. Stai să văd. Deci eu cum iau bine, eu cum. Da, cum să ți așez eu, prima oară. Da. Trebuie să iei în considerare. Și vântul, zbate puțin către dreapta, deci trebuie să dai puțin către stânga. Știi? Tot tehnic acum. Aoleo! Hai că nu-i ușor! Hai, ia ușor de loc! Încearcă să dai mai mult din tehnic. Nu e deloc ușor. Din tehnică. Da. După aia se și duce. Exact, pune-ți-o tu cum da. Poți să o pui și mai sus. Asta, te pui cât mai sus, poate să înalți mai mult. Păi așa, normal. Asta o dai. Dacă mai poți să o dai. Ți-am zis? Aproape. Ia. Nu las pe mult două ori. Am șansă. Hai, dar deocamdată de-aia să o dai ușor. Noi am obișnuit cu zid, să pun zid. Dar acum știi ce ai făcut? Te-ai și concentrat puțin, ai făcut așa înainte, stai, da? Așa. Ai băiat la distanță. Ai pus-o bine, uite, a va bine. Poți să-l tai. Da? Presiune. E scurtă! Balon! Ia. E scurtă! Extraordinar. Până dai. Da. Bine, da, într-adevăr, te-ar ajuta mult mai mult. Da, oricum. Da, mai stăm ce-mi faci. Bă, să merg la refacere, mă. Bă, voi să la refacere. A pus-o bine. Exact. Au! Au! Hai, ai două! Așa și bine. Că n-ai făcut sala azi. L-am dus pe centru, l-am stângat dreapta, așa cum pe centru mai greu, știi? Nu, că o dă și-a internat. Nu, dar le pune super bine, jur. Da? 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 Merge, 10. Dacă nu faci tu 10, iată. Cază pe 5 lei. Dar stai. A, uite, vezi, acum se concentrează. Rodă. Nu? Rodă. Îl dau pe prieteni? Presiune, da. 4-5 să mari. Ce ți-a zis că rodă? A lovit-o. A lovit-o bine, s-a auzit bine. Hai, mă găsi. Așa. Care trei? Da, mă, că dă cu ghetele. Rămâne pe centru? Da. Rămâne pe centru, da? Da, Claudiu, 42. Cât? 42. Sunt fake-uri, dar nu sunt de ale... Lasă-mă, frate! Dar vrei să spun ceva? Ia-ți și pe... Exact, ia-ți și pe ăla de sprijin. Da. Au! Cât poți, 42? Rămân 10? Ai 20 făcute până la da? A, nu mai are... Nu, faci, fac doar eu. Da. Nu, dacă ratezi. Dacă ratezi, nu mai fac eu. Nu mai fac eu. A, da, așa. 20 sau da. Nu uita de cusătură, da? Da. Nu mai așa. Așa.
Nu, ai pus-o bine, perfect. Nu mai bate nici vântul. Aha! Au! Vezi că ai patru. Hai, că ai făcut puțin înțescare. Da, înainte să pun aici. Rapid, da? Senzații. Bravo, vreau jumate, senzații. Doar că sunt bună, cu raportul vreau. Da, nu, nu, poftă multă. Basta. Claudiu, cum ți s-a părut întâlnirea cu băieții de la Ruby și cum ți s-a părut să încerci să șutezi prin trebuturi? Ca să iau cu începutul, am urmărit tot antrenamentul și pentru mine e fascinant. A fost pentru prima dată când am reușit să urmăresc un antrenament întreg de rugby, mai ales echipe naționale, unde sunt practic vârfurile rugby-ului românesc. Și acum, la final, am rămas să transform câteva lovituri de pedeapsă, crezând că poate e la fel de ușor ca atunci când executau lovituri libere. Nu e deloc ușor și acum înțeleg ce se întâmplă în timpul unui meci de rugby. Presiunea jocului, presiunea spectatorilor și presiunea rezultatului este un procedeu total diferit față de cel din fotbal. Vali, cum ți s-a părut, Claudiu? Da, mă bucur că am putut să împărțim din experiența sportivă, ca să spun așa. Chiar dacă el spune că e total diferit, într-adevăr, și eu, probabil dacă aș încerca să execut anumite lovituri libere, nu mi s-ar părea la fel de ușor ca o lovitură de pedeapsă, de exemplu. Însă se vede că e fost executant de lovituri libere. Mi-am dat seama asta de la prima lovitură. A prins repede, mă bucur că și se vede că e clar vine din sport, a fost un jucător de mare valoare și a prins foarte repede. Se vede că îi și place, cu siguranță, dacă aș fi făcut rugby, ar fi fost și un transformer. Ca jucător de nivel mare, ce le transmiți băieților? Ei pleacă la Cupa Mondială, nu au lipsit niciodată de acolo. Vreau să transmit mult succes. Practic o să fim cu, și eu special o să fiu cu ochii pe ei, o să urmăresc cu mare interes partidul la televizor. Mă bucur că i-am cunoscut, am vorbit și astăzi cu câțiva dintre ei. În afara faptului că pe teren par foarte duri și sunt foarte duri, în afara am observat cu surprindere că în afara terenului sunt niște băieți extrem de modești și de calitate. Și mă bucur că sunt așa, mă bucur că i-am cunoscut și vă urez mult succes la Cupa Mondială.